Obștea mănăstirii Colilia, de lângă localitatea Constanțeană Râmnicu de Jos, și-a cinstit sâmbătă aceasta ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în biserica mănăstirii. După tradiție, de dimineața, ierarhul a săvârșit slujba sfințirii apei. Mănăstirea Colilia, cu hramul intrarea în biserica Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este un loc atât de cercetat acum de credincioși. O mănăstire frumoasă, cu o biserică măreață, cu viețuitoare care se ocupă și de cei bolnavi. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este și vindecător de boli și cu atâta înțelepciune inspiră pe cârmuitorii țărilor care sunt credincioși, iată, este cinstit la această mănăstire în mod deosebit. Am poposit aici pentru a bucura obștea mănăstirii și pentru a întări, prin cuvânt de învățătură, pe credincioși și prezenți. Așezământul monahal s-a înființat în anul 2006 pe ruinele unei foste biserici evanghelice, ce a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea de coloniști germani stabiliți în satul Colilia. După al doilea război mondial, locașul de cult a fost preluat de Biserica Ortodoxă Română, iar comunitatea germană despăgubită pentru edificiu. În timpul comunismului, prin sistematizarea rurală, satul a fost depopulat, iar biserica abandonată. În anul 2006, mai multe monahii au hotărât înființarea acestei mănăstiri. N-am găsit decât zidurile laterale și totul sub cerul liber, fără uși, fără geamuri, fără acoperiș. Și, după cum am mai spus, transformată într-un graj de animale. Ne-am rugat cu ardoare Maicii Domnului. Am fost numai 4 la măicuțe la început, acum suntem 12. Și ne-a ajutat bunul Dumnezeu. Între anii 2007 și 2008, așezământului a fost adăugat paraclisul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.